Eres como todo lo... Și o să vin să trag niște cadre. A venit frumos poliția și eu am intrat frumos împingând aici și că era alee pietonală și dacă împingi motocicleta, e ca și cum ai venit cu bicicleta. Și acum mi-au zis să o duc înapoi împingând de ea până afară și că dăm documentele că a ținut el să-mi aducă aminte anumite lucruri. I-a spus colegul și că de-aia mi-a cerut documentele. Că i-am mai adus și eu aminte că poți să circuli împingând de ea, iar în momentul în care pingi de motocicletă, ești pieton. Eu dacă venea cu bicicleta aici să-mi filmez, mai venea și făcea așa? Ei bine, nu. Au venit doar așa să tragă de cacial male și ei. E alee pietonală și poți să mergi. Uite, pe ăștia de ce nu-i amendează? Că e pietonală. Da? Ia să vedem eu. Mi-au oprit documentele, buletin, permis, talon și asigurare. Și acum să vedem ce vor să spună ei la ieșire. Le-am spus frumos, dați-mi amendă. O contesta ei, el e pietonal. Uite, ăsta de ce nu-i dă amendă, că împinge de căruță. E același lucru, ceea ce fac și eu. Acum face și ea. Ia uite, ce râdeau. Ce râdeau ei. Hai, dracu. A venit și locala mai devreme și n-a zis nimic. Acum au venit ăștia să tragă de c***. Hai să vedem. Ale e pietonal. Da, da, acolo scrie ale e pietonal. Circulația participantă la trafic pe sectoare de drum prevăzut cu semnul ăsta, cu accesul interzis. Și alee pietonală, și alee pietonală, și alee pietonală. Și alee pietonală unde? Păi bun, e alee pietonală, dar de ce bicicliștii au voie dacă e alee pietonală? Bicicliștii nu au voie, ca să înțelegi. Păi și atunci de ce nu le faceți nimic? Au trecut niște bicicliști mai devreme. De față cu mine? Da. Eu sunt de față cu mine, mă luam de ei. De-aia am trebuit. Eu nu i-am văzut de față. Domnule. Pietonală pe jos, mă rog frumos, nu cu bicicleta. Nu pentru biciclete? Nu, este doar pietonală. Pietonală înseamnă pe jos. Bun, și dacă domnul o împinge până acolo, nu e același lucru pe care l-am făcut și eu? Deci eu, legal, nu am voie să trec trecerea de pieton împingând motocicleta? Asta este, astea sunt regulamentele.
Aoleu. Unde ajungem, băi, frate, în România asta? Cu exagerare. Ah, îl are pe ăla micul să-l înveți. Păi da. Asta să caute el în carte. Băi, tati, băi, învață ce înseamnă să mergi pe lângă motocicletă, că ai voie. Momentul în care te urci pe lângă motocicletă, ești de fapt pieton și poți să o bag și să o las oriunde. Dacă îl întrebam acum unde poți să-mi parchez motocicleta, mai mult ca sigur stătea și căuta în cartea aia. Poliția, unde ajunge, mă? Vai de viața voastră. Stați și citiți din cărți. În facultate n-ați putut să învățați. Uite că nici mai vrea să pornească de supărare motocicleta. A fost împinsă de aia. Nu, că dacă îi vedeam, sigur le dădeam amendă. Deci eu am filmat treaba asta. Când ei au trecut pe lângă mine cu bicicletele și pe lângă el, și am filmat treaba asta și omul nu le-a făcut absolut nimica. Deci ca să vedeți poliția română să vină să ia de niște rahaturi. Păi și dacă ar fi fost interzis, frate? Cu ce deranjam eu momentul ăla acolo? Că stăteam și îmi filmam motocicleta pentru noul intro care o să vină săptămâna viitoare. Nu înțeleg cu ce l-ar deranja chiar dacă ar fi interzis. Dar, repet, dar în momentul în care ești pe lângă motocicletă, ești considerat pieton. Pentru că de asta poți să-ți lași și motocicleta pe trotuar, bineînțeles cu un spațiu anume, prevăzut cel în lege, pentru circularea pietonilor. Și bineînțeles că de-aia poți să te dai jos de pe motocicletă și să o conduci pe marginea drumului, salut, sau să treci trecerea de pietoni pe lângă motocicletă împingând-o. Este total legal. Pentru că în momentul în care ești pe lângă motocicletă și o împingi, ești pieton. Mersi mult. Omul, pe lângă faptul că m-a oprit și am înregistrat momentul în care i-a spus colegului că mi le cere pentru că am ținut eu să-i aduc lui aminte anumite chestii, în momentul în care îți aduc aminte anumite chestii, înseamnă că sunt corecte. Corect? Corect. Bun. I-a zis că de-aia a cerut el documentele mele. Bun. Pe lângă faptul ăsta, al doilea lucru. Am împins motocicleta exact așa cum mi-a spus, mi-a luat actele de identitate. A stat și probabil l-a pus pe ăla mic să caute în cărticica aia lui, probabil veche, scrisă de Pazvante Chioru din 1980 toamna. Și omul mi-a spus că de fapt nici măcar bicicliștii nu au voie acolo. Am zis, bă, înțeleg, pana mea, nu sunt pe motocicletă, sunt pieton. Sunt pe bicicletă, sunt biciclist. Sunt pe lângă bicicletă, ce, sunt pieton? Bun. Același lucru ca la motocicletă. Și eu, deci am filmat că erau niște oameni acolo care mergeau pe bicicletă și au trecut pe lângă el. Și omul mi-a zis că băi, nu, că dacă treceau pe lângă mine, îi amendam. Bă, să mor tu! Să mor tu! Păi și atunci de ce nu le faceți nimic? Au trecut niște bicicliști mai devreme. De față cu mine? Da. Eu sunt de față cu mine, de am trebuit. Eu nu i-am văzut de față. Cât de chior poți să fii, mă? Una, ori ești prost, ori nu știi să minți, ori ești mare chior. Eu optez pentru toate trei la un loc. Ei au început să se certe după aia, că de fapt ei nu strică nimic și că vor și ei acolo cu bicicletele. La un moment dat, altul i-a spus că dacă vrea să-l sune pe drum primar să vadă ce abuzuri face el pe acolo și s-a cam potolit după aia. Bă, asta e, poliția română, vreți, nu vreți, lucruri de genul se întâmplă, mă refer la abuzuri, da. Oameni buni, în momentul în care vreți să faceți un lucru, să citiți și voi ce drepturi aveți, pentru că dacă vine un nenea din ăsta așa, cum a venit la mine și îți flutură cărticica aia prin față, sau probabil, chiar dacă era real ce mi-a spus el acolo și e cărticică nouă, puțin îmi pasă. Chestia e că erau două regulamente în momentul ăla de fapt acolo. Și alea se băteau, se completau, a zis el. Dar se completau, asta înseamnă că era acolo un semn cu interzis accesul oamenilor, de fapt era numai pentru riverani, iar în dreapta era acces pietonal. Asta înseamnă că acolo riveranii au voie doar pe jos? Dacă se completează, bă, da, sunt niște aiureli pe care uneori oamenii din poliția română le fac. Mai ca să... Dar cred că a venit să-l învețe pe ăla mic. Mai mult ca sigur, a venit să-i arată lui cum aplică el legea, cum caută el legea în cărticica lui aia sfântă, în Biblia aia poliției. Da. Băi, asta e, până acum sunt bucuros că
Omul nu mi-a dat amendă și acum să stau în instanță să fac lucruri de genul. Dar, repet, dar aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Să vedem care e părerea voastră despre ce s-a întâmplat. Și să văd dacă găsește cineva într-o carte scris că în momentul în care eu împing motocicleta nu sunt cheton. Omul probabil, dacă nu îi ziceam nimica, stătea și îl să lua de mine și îmi dădea și amendă, pentru că eram proști și tăceam. Își cam dau singur cu stângul în dreptul. Asta e. Mai devreme trecuse și poliția locală, dar nu a făcut nimic. Au venit nenea ăștia cu semnalile, semnălurile alea luminoase după mine. Da, și s-a dat el jos acolo că... Ai venit până la fereastră, vă rog frumos. Eram cu camera în mână, cu gimbalul, stai să-l desfac, să-mi pun gimbalul înapoi, că na, doar nu pot să le lași așa iurea pe jos. Bă, eu oricum, pentru voi, pentru voi eu plăteam o amendă, mai ales pentru intro-ul ăla, mamă, o să fie un intro super fain. Așa că, dragii mei frumos subscriberi, urmează mare extragere de 5 persoane pe care le voi plimba, pentru că am făcut 10K și vă mulțumesc foarte mult pe această cale, 10K de subscriberi. Așadar, pentru că benzina este aproape terminată, intro-ul nu este aproape terminat, amendă nu am luat, nu uita să accelerezi și tu butonul de like, share, subscribe, dă-i mai departe acest videoclip și prietenilor tăi să vadă abuzul pe care l-au făcut cu mine astăzi. Motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine!